fostului ministru Răzvan Cuc. Am primit astăzi, săptămâna aceasta, răspunsul, după 3 luni de zile. Este o formă de respect a guvernului față de Parlament. Legat de proiectele noastre pe drumuri, DN7 Buldana Titu și de proiectul de modernizare a DN71 Buldana Târgoviște Sinaia. Documentul este acesta. Veți, îl pot da să-l fotografia, să-l multiplicăm. Ce rezultă de aici? Că proiectul de lărgire la 4 benzi a DN7 Buldana Titu, procedura a fost anulată, întrucât ofertantul declarant câștigător nu și-a prelungit valabilitatea ofertei și garanția de participare. Este incredibil, după ani de zile în care au fost făcute licitații, s-au refăcut proiecte și așa mai departe, să vin cu acest răspuns. Ce mi-arată treaba aceasta? Fie că au fost probleme în modul în care a fost derulată licitația publică și constructorul și-a dat seama că cu acei bani nu poate realiza obiectivul de investiție, fie cei din Ministerul Transporturilor n-au încercat să îl aducă la masă să plătească sumele de bani stabilite și să-și prelungească oferta. Și asta înseamnă că interesul celor din Minister a fost să promoveze cu prioritate alte proiecte. Repet, alte proiecte. De ce? Pentru că este o supra-solicitare pe POIM, pe drumuri, expres, autostrăzi, peste 200% și vor avea finanțare la jumătate din proiectele respective. Deci, practic, nu avem nicio șansă să facem acest drum nici în următorii 7 ani de zile. Iar al doilea proiect, lărgire la 4 benzi și drum de 2 benzi, 4 benzi Buldana Târgoviște, 4 benzi și modernizare pe 2 benzi de la Târgoviște la Sinaia, ne spune Ministerul că este suspendată procedura și că se elaborează răspunsul consolidat. Nu știu ce înseamnă asta. La cele aproximativ 350 de solicitări de clarificare adresate de operatorii economici. Ulterior obținerii avizului necondiționat din partea ANAP, cu privire la aceste răspunsuri, va putea fi ridicată suspendarea procedurii și acordarea unui termen nou limită de depunere a ofertelor. Cu alte cuvinte, pentru cei care nu sunt familiarizați cu ce se întâmplă, nu avem nicio șansă ca anul acesta să fie derulată procedura de achiziție publică și părerea mea este că din aceleași considerente, proiectul acesta este dat la o parte și Dâmbovița va rămâne pentru următorii 7, 8, 10 ani cu actuala stare a drumurilor naționale. Vinovat principal. Da? Pentru ceea ce s-a întâmplat până astăzi, Rovana Paucăr Plumb, care sper să plece din județul Dâmbovița, pentru că este o rușine prin prestația ei de demnitar și n-ar trebui să aibă curajul să iasă în fața vreunui locuitor. Sper ca cei doi consilieri de stat ai primului ministru Orban, mă refer aici la domnul Grozavu Gabriel și domnul Virgil Guran, să-și facă timpul necesar prin multitudinea de probleme în care îl consiliază pe domnul Orban. Da. Și să discute și despre proiectele de drumuri naționale din județul Dâmbovița. Iar când are timp, sper ca și domnul Gabriel Plăiașu, da, după ce a rezolvat problemele companiei aeronautice naționale, să se ocupe și de aceste drumuri. Sigur, eu sper. Nu am foarte multe așteptări. Un subiect